Direcția de asistență socială a fost împuternicită să monitorizeze telefonic aproximativ 1500 de persoane defavorizate, precum vârstnici singuri, persoane cu dizabilități sau bolnavi cronici, pentru a asigura intervenția promptă în caz de nevoie. De asemenea, vor fi distribuite apă minerală și fructe celor vulnerabili, inclusiv sprijin în achiziționarea alimentelor de bază, suport financiar fiind asigurat de beneficiari. Asigurarea surselor de apă potabilă pentru toți muncitorii noștri, inclusiv cei care lucrează pentru noi de la societăți, cu care am avut discuții de dimineață, societăți angajate prin contract. De asemenea, avem protocoale semnate cu Direcția de Sănătate Publică și diverse societăți comerciale prin permisivitatea în spațiile publice climatizate cu acces public a tuturor celor care au nevoie, să spunem, să-și redreseze temperatura corpului, ținerea în stare de funcțiune a fântânilor, program de udare pe timpul nopții, în special pentru tot ce înseamnă vegetația pe care o avem în grija noastră, împreună cu SPI am avut această discuție, inclusiv pe parcursul weekendului, nu vom limita programul, interzicerea lucrului pentru sâmbătă și duminică pentru unitățile citadin, am rugat să restricționăm complet programul și le vom ține în gardă doar în ideea în care apar evenimente speciale, că s-au anunțat și dijelii. Compania de transport public ESA va distribui apă gratuită călătorilor în zilele caniculare la capetele de linie, inclusiv locuri dotate cu purificatoare de apă în mai multe zone ale orașului. Echipele CTP vor monitoriza continuu mijloacele de transport pentru a oferi asistență medicală celor care o solicită, încurajând pasagerii să evite expunerea prelungită la soare.